Doamne, doamne, nu aveți idee. Eu pupam în fiecare seară perna, pupam de câte luni eram împreună. Erau poveștile de dragoste din timpul școlii? Am avut prima relație din viața mea, o relație adolescentină clasică, așa. El era tot în liceu cu mine. Eu eram clasa 9, clasa 12 și după ce a terminat el liceu am început, deci când eu eram clasa 10-a, relația și a fost extrem de lungă, a fost doar la 2 ani, deci eu... era un record în liceu, eram recunoscut ca fiind cei mai longeviv, cred, în relație și era cu... bifam toate sărbătorile, Sfântul Valentin, dragobete, flori, mesaje. Doamne, doamne, nu aveți idee. Eu pupam în fiecare seară perna, pupam de câte luni eram împreună. Deci dacă eram de 8 luni împreună, trebuia să pup de 8 ori perna înainte de culcare. Atât am avut. Erau poveștile de dragoste din timpul școlii? Nu mai amintesc, pentru că sunt tare bătrână și facultatea, liceu, școala, astea au fost înaintea erei noastre. Nu mai știu. Cereau băieții prietenii, ați lăsau bilețele, ieșeați la film, vă țineați de mână? Mai să știi că nu. Ca și acum, eram destul de arogantă și inabordabilă și selectivă și... Să știi că mai toți prietenii mei erau băieți, dar prieteni, vreau să zic, și petreceam foarte multe ore în sala de sport și jucam basket cu ei. Na, nu eram genul de miss liceu. La ce vârstă s-a înfiripat prima idilă? Târziu, cam pe la, nu mai știu, 18-19 ani. Dar eu cred că, na, contează ultimul prieten, nu primul prieten. Ioana, cum era iubirea pe băncile școlii? Era mult diferită ca decât acum, că se cerea prietenia printr-un bilet, telefonul era doar acasă și se putea să răspundă mama și atunci era cam fără. Și cumva așteptarea era atât de frumoasă și eu tânjesc după aceste lucruri. Încă nu sunt, nu sunt cu mesajele, încă îmi place să primesc telefon, dacă încă îmi place să mi se spună în față, încă na, sunt pe modă veche și nu era totul atât de rapid și atunci cumva nici nu se consumau lucrurile atât de rapid, că aveai fluturii în stomac care dacă mă sună, nu mă sună, că practic fluturii erau de la așteptare, nu neapărat. Că acum ai și acum fluturi, dar e prea rapidă perioada, știi, până când știi clar că te place și că ești cu el, știi? Mândruță, ai grijă, că odată te scot la tablă. Bună dimineața, ziceam. Și bine ați venit în noul an școlar. Bun venit în clasa noastră. Astăzi am lansat catalogul A-List, numărul 12. Este ediția de toamnă, ediția de back to school, cum i-am zis noi. Vă mulțumesc foarte mult tuturor prietenilor noștri care au avut încredere și au încredere în continuare în noi ca această revistă să iasă pe piață, să poată fi gratuită. Și vă mulțumesc tuturor pentru fiecare zi în care ne urmăriți și pentru fiecare zi în care nu ne urmăriți, dar eu știu că toți sunteți în felul vostru niște A-Listers acolo la treaba voastră. Mulțumesc mult de tot! Și chiar vă invit să dansați pe muzica aceasta anilor 80-90, pe care acum o să dăm tare și o să înceapă discoteca. Și dacă dansați măcar 10 minute, credeți-mă, altfel o să vă duceți la birou, Lucian. Ai legătura!